Seria meciurilor dintre CSM Petrolul Ploiești și CSM Miercuri Arciuc din primul tur al play-out-ului Ligii Naționale de Basket Masculin continuă joi cu jocul al treilea. Ploieștenii conduc deja cu 2-0 după primele confruntări de la Ploiești de săptămâna trecută încheiate cu 90-80 și 88-59 și mai au nevoie de o singură victorie pentru a câștiga duelul și a continua cu jocurile de clasament din zona 11-14. Antrenorul Mihai Popa nu va putea conta pe Milin, accidentat, însă îl va avea la dispoziție pe Andrei Ene, care s-a refăcut după problemele avute la genunchi și l-ar putea înlocui pe Robert Pătraru, menajat în perspectiva turneului de la Under-17 din weekend.